Expunerea la soare ne poate provoca probleme grave. Mulți români, în căutarea bronzului perfect, uită de reguli și stau la soare și în orele de prânz, când razele pot arde pielea. O expunere prelungită poate aduce inclusiv cancer. Un mare semnal de alarmă este tras de medici în cazul copiilor. La ei, problemele apar mai rapid și pot fi severe dacă părinții nu sunt atenți. Am văzut în această perioadă pe litoral multe familii care rămân pe plaje de dimineață până seara. Încercăm să aflăm mai multe, chiar acum, de la medicul primar, dermatolog Mihaela Leven. Bună seara, doamna doctor, vă mulțumesc în primul rând că sunteți cu noi aici la TVR2 și vreau să vă întreb ce înseamnă expunere prelungită la soare și ce fel de probleme poate cauza, vă rog mult. Bună seara ascultătorilor dumneavoastră. O expunere prelungită înseamnă de dimineața până seara, exact așa cum ați spus înainte. Orele de maximă insolație sunt însă între ora 11 și ora 4. Atunci ar trebui să ne retragem, să stăm la umbră și să nu fim arși de razele solare. Dar, doamna doctor, mulți părinți spun că stau sub umbrelă cu cei mici, dar ce nu știu unii dintre ei este că și asta, și așa cei mici sunt expuși. Vă rog să ne explicați pe înțelesul tuturor că există un pericol chiar și în asemenea condiții, adică și atunci când stăm sub umbrelă. Bineînțeles, pentru că luăm radiație luminoasă și din obiectele care reflectă lumina. Stăm sub umbrelă, însă nisipul, apa din jur reflectă lumina și, desigur, pielea își schimbă culoarea, deci există o dovadă certă că radiația luminoasă acționează. Mai vreau să știți că lumina trece prin pânza care nu are fibră de fotoprotecție. Sunt necesare texturi speciale ca umbra să fie într-adevăr corectă și să ne protejeze. Deci să fie clar, nu suntem protejați. Nu suntem într-o totul protejați dacă fibra nu este suficient de deasă, fibra din care este țesut materialul umbrelei sau dacă nu are fibre de fotoprotecție în compoziție. Ar mai trebui să știți că pe plajă nu ar trebui să găsim copii sub 2 ani, așa cum adesea văd în reportajele televiziunilor. Ar trebui ca un copil mic să stea în general la umbră și ferit de căldura mare a amiezii, pentru că nu numai radiația solară face rău, ci și deshidratarea. Căldura mare duce la transpirație abundentă și ne deshidratăm. Este foarte important ceea ce spuneți, dar cu vitamina D cum rămâne? Cât timp trebuie să stăm la soare ca să avem suficientă vitamina D? Se spune că femeile au nevoie de mai mult soare decât bărbații ca să sintetizeze vitamina D. Sunt suficiente 30 de minute, maxim 30 de minute de lumină care să scalde fața și mâinile ca să sintetizăm necesarul de vitamina D pe zi. Iar dacă nu avem această oportunitate, desigur putem să luăm vitamina D din alimente și din suplimentele nutritive care se găsesc în farmacii. Ce ne puteți spune despre regulile de folosire ale cremelor de protecție și în încheiere să le reamintim telespectatorilor orele cele mai potrivite pentru expunerea la soare? Dimineața și după amiaza, după ora 4. Desigur, dacă vă treziți târziu și vă simțiți în concediu și ajungeți pe plajă la ora 11-12, trebuie să fiți înarmați cu umbrelă, pălărie, ochelari, trebuie să alegeți un loc umbros pe cât posibil, trebuie să aveți apă la dumneavoastră pentru că vă deshidratați și, desigur, crema de fotoprotecție. Cremele de fotoprotecție eficiente sunt cele care au un factor inscripționat pe ambalaj peste 30, 50, plus sunt cele pe care le recomandăm noi dermatologii, le recomandăm pe cele din farmacie, care trec prin niște teste de calitate, pe cele pe care scrie atât ultraviolete B cât și ultraviolete A, pentru că există o diferență în capacitatea de protecție a acestor creme. Și desigur ar trebui să alegeți creme potrivite pentru copil. Copilul are nevoie de filtre minerale care să reflecte lumina, iar pentru adulții care nu vor să fie albicioși, lucioși atunci când folosesc crema de fotoprotecție, pot folosi filtre chimice.